Salut, bine v-am găsit la un nou episod din The Sims 4. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu familia noastră și doamne cât de dor mi-a fost să zic chestia asta, pentru că nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. Și asta din cauza că pur și simplu au existat o grămadă de jocuri pe care am vrut să le fac, dar după cum știți, seria de Sims nu se termină niciodată pe canalul meu, pentru că știu că vă place destul de mult, doar că depinde cam în funcție de cât de mult vă place, cât de multe episoade postăm. Adică, uite, hai să vedem de exemplu la episodul ăsta dacă reușim să strângem peste 7000 de like-uri și dacă o să reușim o să reîncepem să postăm seria asta în mod normal, știi? Vreau să văd dacă încă mai există interes pentru ea. Bun, hai să vedem. Deci eu am rămas aici cu Max, eram undeva într-o zonă de asta de pisici. Asta e zona de pisici aici, dacă mai țineți voi minte. Și am ieșit la plimbare cu Fulger. Așa avem pe Pufoșelu, care e aici undeva în casă. Știți că ne-am mutat data trecută în noua casă. Pufoșelu este aici. Îl mai avem pe Albăstrelu, care și el e destul de cuminte. Și noul membru al familiei, Brook, care e destul de micuț. Și vedeți, el stă în natură. Ia te face și el câte un miau. Foarte simpatic update-ul ăsta cu animăluțe. Ce vreau să vă mai zic, dacă vreți să vedeți mai mult Sims, pisica are pe canalul ei o serie în care face Sims împreună cu mine. Deci e un fel de Sims co-op, ceva complet diferit, dar destul de șmecher. Așa că vă recomand, dacă vreți, intrați în descriere, o să vă las un link la noul videoclip al ei, chiar postat astăzi, și puteți să-l vedeți și sunt și eu acolo, da? Și dați-i și acolo un like dacă vă place ce vedeți. Bun, ia să vedem. Bă, de ce? Care-i problema voastră? De ce mi-e unați voi? Ia uite la el. Mă, nebunule, ai coada ta. De ce te învârti ca nebunul așa în jurul cozii? Ia-te. Bă, trebuie să se oprească la un moment dat, mă gândesc. Hai să vedem Max ce face. Max s-a dus aici, vorbește cu lumea pe aici prin oraș. Mă gândesc că o să le schimbăm și hainele la animăluțe. Eu m-am mutat aici, uite, în zona asta. Mi se pare destul de șmecher pentru că ai gardurile astea de jur împrejur, vedeți și voi. Ai aici o zonă în care poți să stai, de exemplu, dacă îți dorești să stai să privești apa și să rumenești niște... Nu mai știu cum se cheamă alea, nalbe, parcă le zicea, sau ceva de genul ăsta. Marshmallows alea, nu mai știu exact cum le zice, dar oricum, foarte tare, foarte tare zona asta. Domnul Albăstrel, ce căutați pe masă, vreau să vă întreb. Deci, s-a urcat pe masă, ok, hai să-i dăm un pic de atenție, să că pisica să-i dea un pic de atenție, pentru că e un pic obrăznicuț, și vreau să văd din ce cauză. Iute, miau, miau, ce faci, mă, nebunule, ce faci acolo, iute la el, ce simpatic e. Le-am dat hăinuțe la câțiva dintre ei, lui Fulger nu știu dacă i-am cumpărat încă hăinuțe sau nu. Ia du-te tu și dă-i fil... and call pet fill bowl. Hai să-i dăm așa să umple ăsta de aici. Am impresia că nu prea am multe jucării pentru ei. În casa cealaltă aveam, iar în casa asta nu am foarte multe. Așa că mă gândesc, în primul rând, ar trebui să mai luăm niște bowl-uri de alea. Și da, a trecut Crăciunul, a trecut Revelionul și eu nu am nu am decorat casa de Crăciun și de Revelion. Dar știi care e faza? Eu tot am să-mi iau un brad de Crăciun în casă, știi? Pentru că chiar dacă a trecut, eu nu am apucat să fac în Sims episod. Așa că noi ne punem brad acum, da? Nicio problemă. Numai că trebuie să vedem unde îl punem, unde avem loc de brad. Mai exact, este o casă destul de mare, dar e bazată per cameră, știi? Per fiecare cameră. Și s-ar putea să n-ai loc peste tot, dar de obicei în living ar trebui să fie pus bradul corect. Și hai să vedem. Cred că aici n-ai nevoie de toate scaunele astea, știi? Dacă e neapărat nevoie, să zic, lași un scaun acolo, eventual și o masă, scaunul ăla acolo scoți și bradul ar intra acolo. Uite, arată destul de bine. Și dacă vrei să-ți decorezi casa și mai mult, chiar poți să iei chestiuțe de genul ăsta. Da, știu, e destul de ciudat că eu îmi decorez casa după ce a trecut Crăciunul, dar înțelegeți voi, adică pentru mine în Sims încă nu a trecut, pentru că n-am apucat să filmez atunci când a fost. Dar uite, putem să punem și un om de zăpadă aici, foarte tare. Iar ăsta am impresia că se și aprinde dacă vrei. Poți să pui și niște steluțe de astea, ceva de genul ăsta. Nu trebuie să decorăm acum toată casa neapărat. Ce mă interesează pe mine este de la pets. Pet care, ia să vedem la pet care ce avem. Uite, astea sunt astea care mă interesează pentru că sunt automate. Și în momentul în care tu pui mâncare, să zic, în el, el le dă mâncarea respectivă treptat animalelor în ziua respectivă, știi? Și nu trebuie să le mai pui tu, le dă la interval orar.
punem unul acolo, punem unul acolo, ia să vedem unul mai, ia să urcăm la etaj. Să băgăm câte unul în fiecare cameră, mă gândesc. O să fie unul aici. Nu, că e prea aproape de pași, după aceea s-ar putea să nu mai poată să intre. O să fie unul aici. Asta de aici ce e? Pătuți pentru animale, oare? Da, ia uite mă ce șmecher. Ambient Pet Sleep Station. Ce șmecher. Și uite, aici ai mai multe chestii. De exemplu, ai o biluță în formă de șoricel cu care se poate juca pisica. Uite, mai ai o biluță. Tot felul de forme de biluțe. Hai să le punem pe aici, prin casă. Astea de aici sunt dispensere de jucării. Adică, de exemplu, dacă animalul tău se duce acolo și vrea să-și ia o jucărie, își poate lua orice jucărie când vrea el. Iar mai sus nu mai avem etaj. Deci asta o să fie undeva, cred, aici. Să nu încurce prin casă, știi? Cred că aici o să fie. Arată foarte bine acolo, chiar îmi place. Bun, și acum avem tot felul de locuri în care animalele noastre se pot duce să mănânce. Iar chestiile astea nu sunt doar pentru cățel sau doar pentru pisică, sunt pentru toate animalele. Fill all pet bowls. Ok, hai pisica, du-te și umple toate astea de animăluțe. Văd că nu mai are energie, din păcate. E ora 3, nu știu ce a făcut, de nu mai are energie deja. Vezi, vine, albăstrelul s-a dus sus. Curios dacă se joacă cu... Ia, albăstrelul, tu ce faci? Ce faci, albăstrelul? Ce treabă ai cu planta aia? Miroase planta, uite-te la el. Ce problemă ai acum, tu? Nu știu ce a pățit pisica, zice dazed. De ce? Caffeine jitters. Ah, că a băut foarte multă cafea. Păi, știi ce? Lasă să joacă ea cu mingea. Nu, tu du-te la culcare pentru că ți este foarte somn. Albăstrelul își face și el nevoile aici. Uitați-vă la el ce concentrat este. Se concentrează. Și... n-a apărut nimic. Domnul albăstrelu, aveți dificultăți tehnice? A, nu, stai că n-a terminat. Bă, se și aude. A, uite mă că a apărut acum, ok. Iar dispozitivul ăsta este un dispozitiv automat prin care jocul... Nu jocul, dar ăsta poate curăța automat nevoile pisicii sau nevoile animăluțului. Ia să vedem. Ar trebui să înceapă, uite, a început deja. Și are ținte. Și l-am pușcat. Dacă ar exista ceva de genul ăsta și în viața reală, ar fi super tare. Ia s-a urcat pe pat, ia uite-te la el. De obicei mai dorm animăluțele, adică na. Mai dorm în pat cu voi, știi? Sunt multe pisici care pur și simplu dorm cu tine în pat, de ce nu? Bă, Max, e timpul să te întorci și tu acasă. Ai ieșit la plimbare cu Fulger, dar trebuie să te mai întorci și acasă, așa că... Go here. E cu el, uite, îl duce la plimbare. Așa. Și nu știu, acum câte animăluțe mai putem noi să luăm? Pentru că avem, de exemplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membri de familie. Că și animalele se consideră cum ar veni membrii ai familiei. Bă, da, ăsta micu aici s-a găsit să stea și gata, numai o să-l chemăm în casă pentru că nu e ok. Haide. Îi dăm call over. Hai înapoi în casă. Micuțule, hai înapoi în casă, te rog frumos. Eu îi dau, dar... ce face? Wait for pet. Îl așteaptă, hă? Să-l cheme din nou. Ăsta micu, dacă nu, eu mă duc eu să-l iau dacă nu vrea să vină. Uite, miu. Encourage misbehavior, nu. More choices, friendly. Hug pet, praise. Nu vrea să vină, a rămas acolo, dar nu înțeleg de ce și nici nu pot să... Ia, hai să mergem să vorbim cu el. Nu mergem să vorbesc cu el, săracu. Play with laser pointer? Max just become good friends with Fulger, dar eu nu mă interesează asta, mă interesează să mă duc la asta mică, mi-au una aici, săracu. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Care-i problema? Ia să vedem. Cred că trebuie să-i dau drumul din lesă, unleash. Dă-i unleash, te rog. Gata, i-am dat unleash. Și am ăsta micu. Feed, hai să-i dăm de mâncare. Se duce să-i aducă bolul de mâncare la el? Sau? Eat chips. S-a dus să mănânce el. Frate, ăsta micu nu vrea să plece de aici. Give some food to Brook. Uite, asta vreau, să-i dau niște mâncare lui Brook. Se duce să-i dăm de mâncare așa manual? Cred că da. Hai, vină încoace. Hai, vină încoace și ia păpică. I-a dat păpică acolo jos.
E mic rău de tot, știi? Și nu prea știe el care-i treaba. Ia uite-l, mă. Deci uite-te la el. E și obrăznicuț, că nu ascultă ce-i zic eu, știi? Dar... Pick up. Uite, asta mă interesează. Asta era opțiunea pe care o vroiam. Du-te și ia-l în brațe, că nu vrea să vină. Hai. Hopa sus. Oh my god, ce mic, eu nu cred. Ok, hai să mergem în casă cu el. Gata, l-am luat. Bine, Fulger poate să doarmă și afară dacă el vrea asta neapărat, știi? Adică nu e obligatoriu să doarmă în casă sau ceva de genul. Dar ăsta micu, clar, clar, vreau să rămână în casă. Micuțule, ia ce drăguț e el, doamne. Ia ce drăguț e el. Da, n-am ce face. Trebuie să am grijă de el un piculeț mai mult decât de ceilalți. Să vedem, albăstrelul s-a culcat. Albăstrelul se joacă aici. Bine că i-am luat de asta de scărpinat, așa, pentru că dacă nu, canapeaua asta s-ar putea să nu... Adică, mai mult ca sigur, n-ar mai fi fost în viață, să zic așa. Ia, uite, deci, ăsta se învârte în jurul cozii tot timpul. Iar ăsta micu se duce și el acolo. Iată, știe și el ce trebuie să facă. Păi micuț, dar știe care-i treaba. Știe cum merg lucrurile. Aș mai vrea să mai iau un animăluț. Am văzut că există posibilitatea să ții raton sau vulpe. Și am văzut dacă vreți să vedeți când am luat ratonul. Ratonul l-am luat, ia să-i dăm manage worlds, save and go to manage worlds. Ratonul l-am luat la pisica pe serie. Dacă vreți să vedeți cum e ratonul, vă recomand să intrați la pisica pe serie să vedeți. Dar la mine mă gândeam să iau altceva. În afară de pisici și căței nu mai există altceva în afară de raton și vulpi, din ce am văzut cel puțin. Așa că hai să mergem aici, hai să dăm meditare pe familie. Și hai să ne luăm și noi o vulpe. Hai să vedem dacă mai e altceva în afară de vulpe. Dacă nu, o să luăm o vulpe eventual. Pentru că cine mai are vulpe? La gen... Cine mai are să aibă ca animal de casă? Adică nu știu că există posibilitatea să ai animal de casă vulpe. Dar în Sims există posibilitatea asta. Așa că... Hai să vedem. Îi dăm aici pe Family Member New, Add Pet. Și poți să faci Make a Mix Breed. O combinație între pisică și cățel, cred că e. Dar cum ar veni? Sau? Ba nu. Nu, îți faci tu o rasă între diferite specii. De exemplu, ăsta cu ăsta și îți arată ce ar ieși. Oh my god, uite ce simpatic e ăsta, nu cred. Vai de capul meu, ce drăguți sunt. Dar nu vreau să fac asta. Vreau să-i dau X aici. Pentru că... Ia să vedem. Add a pet. Add a new sim. Add a pet. Și vreau să-mi iau de la categoria de căței. Cred că vulpile sunt la căței. Uite, dalmațian. Ia să vedem noi. Uite, mă, vulpe. Uite, vulpe. Bă, du-te că e șmecher. Și poți să iei diferite culori, vezi? Dar vulpea, zici că e un cățel, adică seamnă cu un cățel. Bine, dacă iei... vulpe albă. Interesant, interesant. Dar cred că o să iau așa, pentru că cam așa sunt vulpile, știi? Asta mă gândesc. Așa ar fi vulpile. Poți să-i schimbi urechile. Lol. Poți să ai vulpe cu urechi de astea plăștite. N-am mai văzut vulpi, lol. Vulpe cu ureche în sus și una în jos. Sau pe aia la altă. Ah, ce simpatică e. Pot să o customizez cum vreau eu. Nose. Pot să-i schimb năsucul. Pot după aia să-i schimb ochișorii. Wow. Wow, ce ochi are acum. Păi zici că e plictisit. Păi zici că e bucuros. Mamă, ăsta are niște ochi foarte mari. Sau niște ochi foarte mici. Cred că am să iau pur și simplu default-ul de la vulpe, pentru că după aia nu mai seamănă vulpe, știi? Dar am vrut să văd. Și stai să vă arăt și ratonul cum arată, dacă îl găsesc pe aici. Uite, ăsta este ratonul. Dacă vreți să vedeți mai multe cu ratonul, vă duceți la pisica pe videoclip și vedeți, pentru că acolo chiar l-am făcut pe bune și e un membru al familiei. Nu mai știu, ratonul furăcios, parcă îl cheamă la ea. Bun. Add a dog. Hai să mă uit puțin prin rasele de câini, să văd dacă e vreo unul care e altceva, alt animal. Vulpe trebuie să fie. Sunt animalul diferit, știi, la pisici e ratonul și la ăștia e vulpea. Da. Oh my god, ăsta. Deci, căței ăștia sunt așa simpatici și sunt foarte inteligenți. Yorkshire le zice.
Bun. Ia să vedem. Uite, am luat o vulpe. Cum să-i zic eu la vulpe? Fox. În engleză fox. Dacă ar fi vulpe. Hai să-i zicem vulpița. Vulpița șmecheră. Numele pot să-l schimb oricând, deci nu-i problemă. Lol. S-o fac mai mai mușchiuloasă și mai pufoasă? Ce sunete? Eu nu știam că așa sună... Da, nu o fac mușchiuloasă, că arată ciudă. Eu nu știam că așa sună vulpile. Wow, 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 wow! Auziți cum face? Wow, 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 wow! Ce sunete scoate, lol! Ok, vulpița șmecheră. Îi dăm aici așa și acum avem un nou membru al familiei, vulpița șmecheră. Uite aici. Perfect. Și acum o să ne întoarcem înapoi în familie și îi dăm play. Ia să vedem. Bă, îmi place Sims. Adică nu știu, personal mie îmi place. Dacă vă place și vouă, v-am zis. Nu uitați să lăsați acolo un like. Și eu cred că putem readuce seria înapoi. Avem, asta e faza cu Sims, că ai foarte multe chestii pe care le poți face, știi? Adică, uite, în episodul ăsta ne-am luat o vulpe. Sau în alt episod putem să facem alte chestii. Uite, asta este vulpița șmecheră, nou membru al familiei. În sezonul, adică voi știți că eu am, cred că am vreo 5 sezoane de Sims deja. Dar în alt sezon, na, am avut mulți copii. În sezonul ăsta avem multe animale. Și asta mi se pare tare. Acum, nu știu ce comportament are vulpea și cum o să înțeleagă cu celelalte animale, cu pisica, de exemplu, cu cățelul. Că n-am mai avut o vulpe până acum ca și animal de companie, știi, un animal de casă. Dar, probabil asta vom vedea în cele ce urmează. Dar mi se pare simpatică, mi se pare simpatică foc. Eu te vreau zi, atenție, vreau miu. Dar ea face, nu știu, scoate niște sunete. Pet, hai mă să-i oferim și vulpiței niște atenție. Se mai zice pe friendly, îi dăm praise. Și dăm, deci, care-i faza? Vulpea o să fie la fel ca un cățel, din ce văd, la comportament, în general. Deci mă gândesc că s-ar putea să fie mai apropiată de Fulger decât de pisici. Pentru că Fulger nu prea se înțelege foarte bine cu pisicile. Dar... E ce bucuroasă e ea și se uită așa. Nu știu dacă pisica o să înțeleagă cu ea. Uite, miroase. Miroase trece pe lângă ea, nu prea mă interesează. Fiți atenți că s-a băgat ea în fața vulpiței. Deci vrea atenție. Și vulpița se duce sus? Unde este vulpița? Ah, vulpița se urcă. Sigur că ea un piculeț mai greuț, dar se urcă. Ia să vedem, pisica se trezească și ea. Deci voi... Auziți ce sunet scoate vulpea? Au, 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 au! Lol, nu știam că așa face vulpe, ești nebun? Lecture about waking up, a trezit-o din somn. Ok, vom vedea mai multe chestii probabil în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!